Salut oameni buni și bine ați venit la un nou draft Suntem în continuare căutarea jucătorilor Toți buni de sliga lui Cristiano Ronaldo Să sperăm că prindem ceva de genul Pentru că data trecută ne-am o grămadă Chiar dacă a fost un draft foarte bun Vreau să găsesc jucătorii ăștia noi Hai să facem draftul de astăzi Dacă vrei să cumperi coins la FC24 Pentru a lua cei mai buni jucători din Ultimate Team Intră pe u 7 buy și folosește codul TO Pentru 6% de reducere Pe site găsiți tot ce ține de FC24 La cele mai bune prețuri iar linkul este în descriere. Ia uite acolo, Kane, prin Pogu 97, cu poza aia mișcată, că e prea rapid, n am putut să-l prind în cadru. Like acolo, dacă vă place seria de drafturi să faceți și de cât mai multe și uh, deja am un draft dintre cele pe care nu le-am mai băgat. Ok, hai să începem echipa imediat. Draft din partea casei, direct la EA Sports. Hai și cu o formație ca lumea. Asta n-am prea privit. 4-5-1 atac. Am tot încercat în sistemul ăsta de ceva timp. Dar nu vin jucători prea străluciți eu joacă toate posturile de 45- 5 1 Ăsta mai puțin atacant central Deci poți să-l pui oriunde Și l și rămâi. poate fi pe CM Iar în față este Haaland 94 Sau luăm pe Danjuma asta Totuși Haaland are variante mult mai bune Și nu cred că aș juca cu acela de 94 Mai ales că e singur atacant A, Neymar și Van Basten ce cu jucători winter de decembrie? Sunt taicăni dar sunt aicării buni din decembrie Mă rog, nici atunci nu erau foarte buni Mai ales acum s-a dus de tot Ademi, proaspăt calificat în finala UEFA Champions League Are Hunter Și n-aveam cum să nu-l alegem pe omul de la Dortmund Ce an pentru Borussia Dortmund David Coșta e la lans În stânga, deja e Karim Ademi Iar aici îl dă și pe Mane de 93 Care e un atacant mult mai bun ca Danjuma din toate punctele de vedere și noi pe lămâl trecem pe Ademir Poți să simt din greșeală pe portughez Pe dreapta l avem pe Bailey, Era și Coman Ok, las Hai cu Frimpong dreapta Frimpong poate? Nu Carlos Alberto și Zanetti Pare mai bun capita Chiar dacă e base Și în continuare e cel care joacă și fundaș central Și apreciez chestia asta Dar în stânga nimic Absolut nimic Nu se mai poate Mijlocaș central Haide dă mă Chavie și Pirlo. Ok, Pirlo cu catalist deși are 99 passing. Pentru prima dată iau un jucător care are catalist, dar nu-i de decât viteză, are plus 2 crossing. 99 la toate staturile de passing. Ar trebui să nu piardă niciodată. Araujo central, bestial. Chiar cred că rupe cardul ăsta de 91. Ne-a dat și Cryf, așa în loc de Mane. Uh, Thunderstruck Cryf. Mereu joc cu el. Nu o să mă plictisesc, e un jucător care ne cară când trebuie În cuncu și garnacio Ok, în cuncu poate trece pe cam Garnacio e lămâ, dar oricum avem momentan în cuncu și ADM -i. Nici de data asta nu ne-a dat jucătorii pe care voiam Nu ne-a dat decât un ADM în Bundesliga Oh, și l-a dat și pe Declan Rice Oh, lo, rupere Ok, în cazul ăsta Pirlo n-ar mai jucat, tot n-ar fi mare combinație a băgat-o și pe Uban Moi Completăm echipa asta. Dar nu mă dă pe spate. Vom mai încerca să facem. Mapi Leon. Conate. Cred că este mult mai bine cu Conate, deși Mapi Leon are chem. Ia să pe Mapi Leon, oricum nu mai contează. Cu Araujo acolo. Oh, oricum l-a dat și pe Vidici. Wow. Si uh, și fundaș stânga nu avem. Uite, a dat Di Marco acum și Grimaldo. Tare, dar Grimaldo e Grimaldo în form. Tot spaniol. În aceste acestei echipe, repede să alegem și un portar. Și cred că e șevalier, două puncte, dar băgăm. Și sus acolo l-am putea băga fără probleme pe încuncu, aproape full camp. Nu avem rămâi, iar Bernardo Silva e right winger, trebuie să stea Bailey. Nu e o problemă pentru că l-am prins și pe Areola. 92. Da, deci am făcut, iată, 125, că am băgat jucătorii cu rating superior. Dar uh, nu e echipă care să inspire ceva si în 4-5 un atac. Hai să mai facem un draft ca de obicei. De prima nu ne este niciodată. Bă, dar noi n-am făcut cu draft token sau mai aveam unul, nu stiu ce s-a întâmplat. Ăsta cred că e cu draft token, n-am idee. 4-3-3 cu vârf fals. Da, cam singura soluție. Sau 3-4-3 flat. Nu, mergem cu vârf fals, las așa în 4-3-3. În sistemul ăsta am avut multe bucurii, multe drafturi bune. Ronaldo Nazario, de nerefuzat. Are 79 passing Arată atât de rău momentan în acel uh, număr la passing Dar totuși rămâne Ronaldo tare rău de tot Ronaldinho și Ronaldo Am un 2 94 Și dacă mai dă un 94 Incredibil Jairzinho 3 brazilieni de 94 Cum arată atacul ăsta cu Jairzinho Golazo Wow E tripleta magică a brazilienilor de legendă și la mijloc nu mai rupere. Uite, Mateus Enrique, draftul brazilienilor. Culmea e că ăsta nu joacă center forward. Doar Ronaldo o face, dar arată prea frumos cu 3 de 94 atacul nostru. O, oh, Jadon Sancho și el acolo, praspăt, calificat în final la UCL. O, oh, free pong, mamă, da băieții. Messi, <laughs> Nu o să luăm pe frimpong pong, nu o să luăm pe Messi Team of there, un sacrilegiu. Cu Sentinel nu am văzut așa ceva. Frimpi, P, regele Wow, ia să-l băgăm acolo N-are încă full cam, dar o să aibă 99 la toate Abia aștept să-l văd Pele, paolo Pele, mamă, Pele, Ture Și Sent Ok, luăm și pe Pele Doamne, ce atac Pele, clar în locul lui Ronaldo, cred, nu știu Acum nici nu mai știu ce să bag Doamne, cum arată atacul nostru de brazilieni Nu intră Ronaldo Nazareu în echipă? Acolo am ajuns? E prea de tot Băi, dar n-avem mijloc, am luat numai jucători de atac Oricum picase și Messi, wow Horan, de la Lyon Sau Joelinton, Joao Gomes E destul de slabă această jucătoare Dar are 92, hai să o alegem Nu-mi place Nu ne-a dat încă nimic la mijloc? Uite-l pe ea, care revine Ok, nu-l refuz a doua oară Ea, Ture chiar e o gură de aer pentru mijlocul acela Ah, oh, companii, da, bestie Company și Ture, reprezentat, Ruben Diaz și Delic, dar Diaz 95 cu Shadow. Nu are cum să nu intre în echipa noastră. Hai și Grimaldo. Ua, ar fi fost belea. Bacea, uite, bombă cu horă, nu se poate. A dat perfect la chem și Bacea încă este o mega jucătoare. Iar în poartă n ar trebui pentru chem ceva portar, să ne ajute Van der Sar, bun, și Ederson. Van der Sar duce full pe Frimpong, nu stăm la discuții de data asta și Frimpong, ia l l 99 la tot ce trebuie, la pace, positioning, passing 93, dribbling 97, defending-ul maxat, strength. Doamne, ăsta sigur va urca în atac, lăsăm să se ducă, după bunul lui plac. Craif, dar e base. Avem 93 rating și totuși se iau Craif base. Hai că le iau pe Craif base rezervă, rezerve Craif și Ronaldo Razario. Messi și Courtois, nu luăm pe Messi gold Luăm și Courtois, dar avem deja Van der Sar ne trebuie la mijloc, jucători Haide mă, Pires, Gattuso și Vansteger Bombă și Vansteger Mamă, mă, cum a venit și Vansteger Și am scăpat de cel de 75 de acolo Cu Ronaldo și cu Craif avem 93 rating în acest moment Și Sancho, încă nu l-am băgat pe Sancho E Ronaldinho stânga acum, Hulit, mamă, și am 24 Wow, nu se poate Cu Hulit n-avem Bă, îmi pare rău de rud, dar o iau pe Ham pentru că s-ar putea să facem recordul. Îl avem și pe Sancho, este și Curtoa. O tonă de carduri 94 plus. Primul meu 194 ar putea să fie ăsta. Genial. Doamne, hai cu like acolo pentru mega draftul ăsta. Mai dă mai dă mai dă-ne. a dat Awar, scade. Oh, scade. cu Awar scade. Cu Sancho sigur se păstrează. Da, 94 la 3 jucători diferență de 94 rating. Clar, e cel mai bun draft de până acum. Băi, mijloc avem și vanii care se apără. Bine, pe hora n o Și a jucat cu careva mai retras. Ca să ne intre Sancho. Că vreau să-l joc și pe Sancho. Chiar dacă Ham e 88 au. Pa, am picat. Grimaldo Di Marco, nu. Di Marco. Și poate ne dă un toți. Sau un portar mare din asta Team of the Year. Nu. Ok, Campbell. Uh, cu acel curtoa n-avem. Este 93 rating, 33 chem, doar să dea un team of the season la ultimul pic și nu l-a dat, l-a dat pe oia. Ah, firar, ok, n-am atins nici ratingul la mare de tot și iată că nici măcar n-am rupt vreun record. Poate dacă o băgăm pe Ham, dar nu cred, cu Ham tot așa, nici n-am luat managerul, că poate cea Alonso. Cum ar fi, dar nu cred că apare niciodată cea Alonso. Antrenorul se putea să ne mai ajute. Era bine un englez de Premier League. A venit un antrenor marocan. A, bine, mai aveam și portughezul. Cred că era mai degrabă portughezul în plus. 126. Al doilea 126. a mai făcut doar unul. Hai că cu Ronaldinho am tot jucat. Hai că îl jucăm pe Sancho. Rămâne Dinior. Dinior și Ronaldo rămân surprizele noastre aici. Primul nostru, veci! Ia să vedem de cine dă Are ăla în forme poartă, babă, ce apărare slabă Ok, e un și mai bun, dar și cu cu Lukaku și de ăștia, nu știu ce cu echipa lui Oh, pele, <laughs> chiar care au pele Mamă, pele, dacă jucai astăzi, <laughs> nu prindeai mulți ani Și cu vie era tot la rupere Man, Mamă, ce pas i-a dat lui Jerzinio Herzinho se întoarce frumos cu pele Asta e, cu brazilienii noștri acolo Și încă mai mulți brazilieni așteaptă pe bancă Doamne, câți brazilieni tari A, oh, și la 1-0 M-am lămurit, eu v -am să fac o schimbare și n-am mai prins schimbarea câștigăm direct Al doilea meci Van der Sarca al nostru în poartă Apărare full Pușca și Eusebio Altfel de echipă e la nivelul la care trebuie să fiu în draft astăzi Hai ham Mamă, ce pas. Avem vlagă cu pasele astea. Ierziniu. Nu se apără. O lăsăm la Pele. Pele! Da, mă, 1 la 0. Un moment nu s-a apărat, nu știu ce făcea, dar l-am prins acolo pe picior greșit și l-am taxat. Pele. Bun, asta la Jairzinho. Călcăi la Frimpong. Frimpong! Driblează Frimpong! Haide! Trebuie să trec de ei. Asta e, mă! Roberto Carlos n-a ucit de frimpong. Am reușit. Vreau să dea și frimpong un gol. O să bate el penalti. Are 60 la penalti. Nu contează. Stânga sus. Clasic și ce bine a bătut cu tot cu... Puțin acolo la penalti. L-am vins pe Van der Dă și el una. A meritat golul ăsta frimpong că... I-a n -a în careu. am atras bine. Eu țineam unul dintre culoarele de șut. Dar, până la urmă, trage direct Eusebio și-a înscris. Hai, Pele. Bună, Pele. Jair zini. Bun. Hai, Jair. Cade. E iar. Încă o dată, o comită acum cu Cordoba. Bate Pele aici. Hai, Pele. Dreapta jos. Nu o să ghicească. N-avea cum să tot acolo. Aici l-am făcut uh, psihic. Și dăm două goluri din penaltiuri. Da, Frimpi. Du-te, Frimpi, Frimps în atac. Haide, de team of the season -ule. Acum, pasa la el, trece de Roberto Carlos. Da, penalti, al trei la penalti. Bă, cum să o faci trei penalti într-o repriză? Și a comis o de fiecare dată. Se bate și Sancho. O scăriță vreau. Mamă, dacă o dau din scăriță... A știu că dau scăriță, că am încărcat puțin. O, oh, nu! S-au Hai Pele Hai Pele, hai Pele, pasa lui Pele Ham Ham, excelent acolo Dar trebuia vă să fie reflexul lui Van A prins tupeu după acel penalti Bine, mă, Pele A stat prea mult cu minge la Roberto Carlos O, oh, ce pasă, Jairzinho, oh, doamne Cum a dat-o pasă atât de bine A fost o pasă simplă cu X-ul Și totuși i-a dat-o la fix lui Ham să marcheze. 4 la 1 și trecem mai departe. În treia partidă, Consilia acolo în poartă, gata să ia multe goluri. Hulit, Craif, Pele, cel de 97, mai forță, dar are probleme și cu funda și central și cu portarul. Pele, mama, sta perfect Pele. Nu știu dacă e primul la mingi. Da, îl face pe Timber. Nu știe Timber prea multe, dar am ezitat un pic și așa mi-a luat-o. Totuși e ia Ture cu recuperarea Mamă, Teo Hernandez, ce meci poate face e Team of the Year, totuși, acum îmi dau seama Că de-aia mai câștigă și cursele Că e cea mai tare variantă lui Teo Hernandez Ia Ture eu, careu Nu pot trec de Timber Mamă, greu să ne desprindem acolo O, oh, pog. I-a dat printre picioare mingea lui Ronaldinho Dar până la urmă intervine tot olandezul Timber Mă, ce-a făcut Timber? Ia zine din la fură, mă, mă, o oprește-te! Este uriaș, doamne, cum joacă! E stricat cardul ăsta! Pel, pe mamă, Adagol! Încerca să să le cu portarul, totuși pe ele 97. Era de așteptat că ne va taxa la un moment dat. Bun, mă, haide! Jairzinho Oprește-l oh, oh, oh. așa, mă. În sfârșit, Timber depășit De Jairzinho ăsta, care e prea șmecher Dăm în dreapta sus A, ah, mă Mamă, ce bine s-a dus acolo S-a fost foarte inspirat Ham, haide Este pele aici Pele, frumos Nu se poate, a scos consilii Hai, Sanciu Sancho Wow Mamă Mamă ce trecere ne-ar fi ieșit dacă mergea până la capăt Bine mă pel Hai mă nu cred că nu trecem de Timber Nu știu cum se apără atât de bine cu Timber Pong atacat de Teo Hernandez Pele, Gerzinio Un culoar pentru el Dar Consilia fara tot mor Doamne, vreau golul 2, nu mai pot Bun, mă. Trebuie să fie golul nostru. Hai, Jerzinio. Aoleu, era poarta goală. Mor, nu mai pot. Nu mai știu cum să șutesc, am ratat prea mult. Și acum nu mai am încredere. E vremea surprizelor. Ultimelor 10 minute. Ronaldinho. Ronaldo. Și Yohi Craif. Tripletă nouă în față, full de legende de top. Da, mă. Am simțit că driblează și m-am aruncat spre el Craif, unicul Johan, Craif, bă Doi gol, Craif, doamne, până să tragă ea fața Timber Doamne, nu mai pot cu Timber Hai, Ronald Hai, Ronald Ronaldo, tot Ronaldo Nazario Este, mă, il fenomeno Da, mă, 2 la unul cu fenomeno Nu. No. no. Minutul 120 am fost egalați. Mai avem timp de un mic atac? Nu. No. Oh, doamne, ultima fază. Și nu-mi pare că nu m-am putut apăra acolo. O vedeam venind. Mi se părea că o să fim egalați fix în ultimul minut. Și nu sunt deloc mulțumit că am ajuns aici. S-ar putea să fim scoși la penalturi. Ia ture. Dreapta jos. Doamne, a sărit dreapta jos. Bă, cât de inspirat să fii la penalturi, mă. Stânga jos. Nu, tot dreapta jos Mamă, mamă, mamă Dreapta sus În sfârșit n-am mai sărit unde trebuie Cred că dacă o dau pe centru Asta a fost miza adversarului Să dea el poate pe centru Nu Doamne, nu mă simt deloc inspirat Eram la un minut Un minut De calificare Poate apăr cumva să mă arunc numai dreapta sus Haide Am dat pe centru Mor cu zile, nu mai pot Craif Tot stânga sus Bun Dă dreapta sus, te rog Haide Majri Majri Haide A da dat pe centru iar Băi, ai nebunit A, să mă bat așa Dreapta jos A sărit acolo Da, eram sigur că pe la penaltă Nu știu Of, n-am ce să mai zic Oooo, oh, trebuia să trecem mai departe, mă, meritam calificarea Niște posesie n-ar fi stricat 2 din 4 Ah mâncați aici Da, asta e, n-ai ce ce O să deschidem pachetele E un jumbo Hai să vedem, ăăă, uh, următorul, că de aici Văd că dă pe cineva de la Manchester United Mamă E o ambisacă, wow Teribil, pec. Avem multe iteme și nici măcar un chemster nu avem mai de cine știe ce nivel. A, dar atât am primit și un primul gold pack sau gold pack și mai rău. Da, ok, pachetele nu au fost cine știe ce. Purtar argentinian. De ăștia nu prea avem, asta e clar. Îl dă pe Ruli. Da, ok, asta a fost pachetele. Interesant într-un Mexic, dar lasă, i-am dat cu XL. Ei bine, sper că v-a plăcut acest draft cu Frimpong. Pong. Totuși, iată, ne oprim aici în meciul 3. i și urăt o finală. O să mi-o așa data viitoare. Cam atât de data asta. Pa, pa!